Numele Continental are o istorie extrem de interesantă. Walter Owen Bentley, cel care a pus bazele companiei în anul 1919, denumea Continental toate modelele de mașini pe care le ducea el pe Europa continentală pentru a le face teste de viteză. Iată că prima denumire de Continental a apărut pe un model Bentley R-Type Coupé în anul 1952. Mai mult, această denumire a apărut chiar și la rivali, adică pe un Rolls-Royce Corniche, variantele coupé și decapotabile din perioada 1980-1990. Dar când a apărut primul model de Bentley Continental? E bine, în 1995, iar primul model Continental GT a apărut în anul 2003. Eu sunt Silvian Irmia, ne aflăm la GNC Auto pentru a vă presta ceva mega interesant, adică un Continental GT din anul 2012 cu motorul W12 și cu alte câteva elemente interesante. Hai să dăm bătaie! În 2012, un Bentley Continental GT pleca de la 220.000 de euro cu TVA. Iată că noi la GNC Auto vă oferim un model cu 12 ani vechime, cu 47.000 de kilometri pentru doar 71.000 de euro cu TVA. Mai mult, are chiar și un pachet special interior-exterior de fibră de carbon făcut în Germania la compania Anderson. Cred că Bentley are una dintre cele mai ușor de recunoscut părți frontale din industria auto. Adică eu acum, dacă aș acoperi logo-ul Bentley, v-ați putea da seama foarte ușor doar după grila frontală și după farurile duble în formă de cerc că vorbim despre un Bentley. Pentru că avem pachetul exterior de fibră de carbon de la Anderson Germany, aici pe capotă nu avem, mă rog, o capotă vopsită în culoarea caroseriei, avem o capotă făcută integral din fibră de carbon cu încă două prize de aer în plus pentru a ajuta cu răcirea motorului ăsta imens. Mai departe, vedem că și aici în partea de jos avem un splitter făcut tot din fibră de carbon. În rest, cam aceleași elemente pe care le găsești pe un Continental GT normal. Fiind un model din 2012, nu avem o cameră frontală, dar totuși avem senzor de parcare. Elementele din fibră de carbon exterioare se completează foarte frumos cu această culoare argintie a caroseriei. La vremea respectivă pe Continental, puteți să alegi dintre 16 nuanțe de argintiu, foarte multe fiind asemănătoare între ele, diferența făcând doar niște mici detalii. După aceea, avem o suspensie pe perne de aer, asta înseamnă că garda la sol se ridică destul de considerabil, jante clasice Bentley pentru vremea respectivă pe 21 de inci, puteți să spui chiar și pe 23 de inci pe un Bentley Continental GT. Avem această formă de coupé și linii cromate în jurul geamurilor, o chestie pe care nu mai vedem astăzi pentru că producătorii nu mai au voie să folosească elemente cromate, folosesc un plastic care imită cromul. Cum spuneam, această mașină a fost modificată la Anderson Germany fiind adăugate câteva elemente din fibră de carbon. De exemplu, haionul este integral din fibră de carbon și avem un difuzor de aer schimbat mult mai agresiv, integral din fibră de carbon. O chestie foarte, foarte interesantă. Vedem cum arată designul stopurilor, da? Ei bine, exact așa, în această formă, sunt gurile de evacuare pe Bentley Mulsanne. După aceea, într-un stil foarte luxos, nu ai un buton, nu ai un mâner de care tragi ca să deschizi portbagajul, doar apeși pe logo-ul Bentley și el se va deschide electric. Astfel, aici ai un volum al portbagajului de 358 de litri, cu o buză de încărcare destul de mare, de aproape o palmă, și aici vedem că avem o mochetă protectoare, sub care mai avem o mochetă protectoare, sub care mai avem, teoretic aici ai locul unde îți poți ține roata de rezervă și cu câteva elemente adiționale. Odată cu lansarea celei de-a doua generații de Continental GT, cei de la Bentley au introdus un nou motor pentru modelul de bază, pentru modelul de intrare în gama Bentley Continental GT, adică un V8 de 4 litri, dar noi aici avem de-a face cu cel mai mare motor pus pe Continental GT, adică un motor de 6 litri twin turbo W12. Ce înseamnă W12? Înseamnă că ai două V6 puse la unghiuri diferite, adică unul așa și unul așa, care formează un W. De asta este un W12. Este exact același motor pe care l-au folosit și pe Audi S8, de exemplu, sau pe Volkswagen Phaeton, care împărțea aceeași platformă cu Bentley Continental. Din punct de vedere al cifrelor, avem 575 de cai putere, iar mașina asta prinde suta în 4,3 secunde și are o viteză maximă de 312 km pe oră. Din nou, niște cifre destul de impresionante, având în vedere că are o masă de 2350 de kg. Chiar dacă are același motor ca pe un Audi S8, din punct de vedere al zgomotului, Bentley Continental nu seamănă deloc cu acea mașină. Dacă un Audi S8 se aude rafinat
și elegant. E bine, un Continental GT W12 se aude ca o persoană care a fumat 60 de țigări zilnic timp de 20 de ani. Hai să vă demonstrez. Și acum să vorbim despre materialele de la interior. Pentru că a fost la Anderson în Germania, a primit elemente de fibră de carbon chiar și pe interior. În primul rând, în toată zona asta unde avem consola centrală, avem numai fibră de carbon. Opțional, la Bentley puteți să spui Alcantara sau puteți să spui chiar elemente din lemn. Din nou, și aici avem numai fibră de carbon, unde din nou putea să fie lemn. Aici iarăși fibră de carbon. Chiar și în zona asta unde avem luminile, avem fibră de carbon. În partea superioară a bordului avem Alcantara de culoare neagră și o zonă foarte, foarte mică cu Alcantara de culoare maro, da, o chestie foarte drăguță. Aici, din nou, în partea de jos avem Alcantara, iar scaunele care vin cu funcție de masaj, cu funcție de ventilație și cu funcție de încălzire sunt o combinație de piele neagră cu Alcantara tot de culoare neagră, iar aici în tetiere avem cusut, brodat, logo-ul Bentley. Mai departe, coterile sunt tot așa din Alcantara și, doamne, cât de moi sunt și cât de bine se simt. Exact ca la Bentley Mulsanne, sunt individuale, da? Și se ridică odată doar partea superioară și aici un mic spațiu de depozitare. Sau poți să ridici cu totul ca să ai un spațiu de depozitare ceva mai mare unde ai și o brichetă. Avem două suporte de pahare destul de micuțe. Cheia exact la fel ca la Bentley Mulsanne și ca, mă rog, ce vedeam pe grupul VAG în acea perioadă. Aici iarăși un spațiu de depozitare. Îmi place că până și la Bentley Continental, care teoretic este model mai ieftin, da, față de Bentley Mulsanne, avem aceste opritoare pentru gurile de ventilație făcute din metal. Ceasul clasic Bentley, mă rog, ceasul clasic Breitling, da, pentru că Bentley punea sau pune în continuare ceasul Breitling pe mașini. Volanul și el este o combinație de piele cu o parte superioară făcută din fibră de carbon, iar aici pe mijloc ai Alcantara. Iar toate aceste butoane sunt metalice, la fel ca și terminațiile de pe levierele din spatele volanului puse pe coloana de direcție, volan reglabil electric. Acum am pornit mașina ca să pot să vă arăt sistemul multimedia și o să spuneți că sistemul multimedia este foarte familiar pentru că este un sistem pe care deja l-ați văzut pe Volkswagen Passat, pe Audi-uri sau pe alte modele de mașini din acea perioadă. Instrumentarul de bord este parțial analog, parțial digital, asta pentru că vitezometru cât și turometru sunt analog, în timp ce ai un ecran cu informații care este digital, îți arată câteva informații. După aceea chiar și padelele au fost făcute din fibră de carbon și îmi place cum au fost extinse ca să fie foarte, foarte ușor să schimbi viteză atunci când vrei să mergi ceva mai sportiv cu acest Bentley. Apropo, are o cutie ZF automată cu 6 rapoarte. Pentru că în 2012 industria auto încă făcea lucruri logice, toată partea de climatizare a rămas cu butoane fizice. În același timp, vedem că față de Bentley Mulsanne, încălzirea și ventilația în scaune este un pic diferită. Asta pentru că aici pe partea centrală avem niște rotițe, da? Și dacă dai în jos de ele, vezi că ai niște cifre cu roșu, asta pentru că astea reprezintă încălzirea și pe trei niveluri, la fel și la răcire, dacă dai în sus, ai niște cifre cu albastru. Chestie foarte, foarte inteligentă. Și acum un buton extrem de interesant, dacă uitați acum la eleron, ai un buton cu care poți ridica sau care poți cobori eleronul. Și acum apăs pe el și voilà, magie, și acum dacă apăs pe el, va coborâ. Foarte tare. Iar de aici poți seta cât de tare să fie suspensia în funcție de cum vrei tu să mergi. Iarăși, un detaliu pe care nu-l vezi la foarte multe mașini, reglajul oglinzelor laterale se află chiar aici pe mijloc, mai mult se află, de fapt, mai aproape de pasager decât de șofer. Deci dacă ai un pasager care este pus pe șotii, se poate oricând distra cu oglinzele tale laterale. Aici avem un torpedou amortizat capitonat destul de încăpător. Și da, cam asta este. Iarăși un detaliu care ține de finețe, de rafinament și de eleganță, faptul că plafonul este făcut din piele perforată și aici pe mijloc avem Alcantara, care din nou se simte extraordinar la atingere. Acum mai și în spate, mă rog, o să fie ceva mai complicat pentru că este un cupe și nu are foarte mult loc, foarte mult loc în spate, dar ne chinuim. Scaunele se reglează electric, avem scaune cu memorie, suport lombar care are reglaj electric și avem și funcție de masaj. După aceea, aici pe fiecare Bentley ai o plăcuță unde scrie Handcrafted by Bentley Motors în Crewe, Anglia. În Crewe este sediul Bentley, după aceea ușa, aici în partea superioară avem numai piele. Piele, în zona cotului avem Alcantara pentru că este ceva mai moale decât pielea, se simte mai plăcut la atingere atunci când pui cotul. Iar în zona inferioară avem piele cu buzunare din uși care sunt destul de încăpătoare, un lucru surprinzător la o mașină din acest segment de piață. Sunt capitonate cu Alcantara și pentru că din nou avem acel pachet de fibră de carbon, toată zona asta este integral din fibră de carbon. Un detaliu interesant față de Continentalul GT din 2024,
dacă vrei să te urci în spate, doar tași această clapetă de aici, iar scaunul se face singur în față într-un mod electric. Ei bine, la Continentalul nou trebuia să ții mereu apăsat pe această manetă ca scaunul să ducă în față și să ne revină automat în spate. Ne urcăm aici, mă rog, destul de complicat până la urmă, tragem scaunul. Bun, acum scaunul este pus pe poziția mea de condus la 1,85 m, da? Am spațiu de maxim un deget de la genunchi, în timp ce la cap nu am absolut niciun fel de spațiu, stau extrem de fix. După aceea, toată partea asta centrală este făcută din fibră de carbon, avem gur de ventilație, aici avem scrumiera, iar aici se ascund două suporturi de pahare, în timp ce aici avem cotiera care se scoate destul de greu. Da, o cutieră din piele și aici în spatele cutierei avem subwooferul sistemului audio Focfor Foscate, un sistem audio care înainte de Bentley a fost pus pe Mitsubishi Outlander, un sistem audio foarte bun și după ce s-a terminat parteneriatul cu cei de la Focfor Foscate, Bentley a trecut la sistemul audio Naim. În 2024 sunt foarte multe branduri auto care încearcă să scoată mașini care îmbină foarte bine ideea de premium și de lux la cel mai înalt nivel cu ideea de dinamică și sportivitate. Ei bine, sunt foarte puțini care reușesc să se apropie de nivelul impus setat de Bentley Continental GT. De asta, dacă vrei o asemenea mașină în care să ai tot luxul din lume, dar cu care să te poți distra și să mergi sportiv și dinamic cu ea, de obicei, Bentley Continental este cea mai bună alegere, indiferent că vorbim despre un model din 1995, din 2024 sau ca acest GT din anul 2012. Eu am fost Silvian Nirmia, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube GNC Auto și să-mi dați un follow pe Instagram sau pe TikTok. Ciao!